Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face o etalare cu tema cine și cu ce intenții vine spre tine în următoarea lună pentru persoanele din zodia Scorpion. Dacă vă place acest videoclip și mesajele conținute în el, vă reamintesc să apăsați butonul like atunci când simțiți voi și dacă nu te-ai abonat încă, te invit să te abonezi și aștept comentariile voastre minunate legate de modul cum ați rezonat cu mesajele primite. Haideți să vedem. Prima întrebare. Ce este important pentru tine, dragă Scorpion, să știi legat de următoarea lună, de energiile din următoarea lună? Ce este important să știi? Ce este important pentru tine să știi? Ok. Mi se spune de la baza pachetului 3 cărți. Ok. Simt că foarte puternic simt mesajul că și în etalarea ta, dragă Scorpion, ca și în celelalte etalări pe care le-am făcut pentru celelalte zodii în perioada aceasta. Și în etalarea ta este vorba tot de aspectul iubirii, tot de dragoste. Este o etalare de dragoste. Oricum o dau, orice aș face, ajungem tot la iubire. Și este vorba aici despre o persoană dragă ție, o persoană de care te-ai despărțit sau ești într-o non-comunicare, într-o pauză care este resimțită ca o despărțire. Acea persoană în trecut, în timp ce erați voi împreună, era o persoană foarte ușor influențabilă, se lăsa influențată și atrasă de diverse, să le zicem, ispite, da? Aceasta este cartea ispitelor în tarot, cartea persoanei care se confruntă cu multe lucruri atractive și nu știe pe care să-l aleagă, le-ar alege pe toate. Unele sunt bune, benefice, altele sunt destul de negative. Și persoana ta era în această energie, avea mai multe opțiuni. Toate păreau a fi destul de bune, unele mai bune decât altele. Nu prea știa la care să se hotărască. Ținea mult și la tine, dar ținea mult și la alte persoane. Aveau o implicare emoțională. La nivel destul de superficial, dar avea o implicare emoțională în mai multe direcții. Și separarea voastră a intervenit pentru că tu ai simțit prea mult timp și prea puternic apăsarea acestor multor direcții în care se împărțea persoana ta dragă. Și ai preferat să renunți la relație. Simt că tu ai creat distanța sau cel puțin ai fost persoana care a început să creeze distanță.
Și da, tu erai printre toate acele opțiuni, printre cele care erau mai bune, e adevărat, dar mai avea implicare emoțională persoana ta și față de alte opțiuni, aproape la fel de mare. Am văzut 5, 4, 5 în momentul acesta. O schimbare cu sprijin din partea ghizilor, ori a ghizilor tăi, ori a ghizilor spirituale ai persoanei, urmează să apară. De ce? Pentru că, da, urmează să apară o schimbare, de fapt s-a produs deja o schimbare, pentru că persoana ta te vede pe tine acum ca fiind persoana cea mai importantă din viața sa, persoana cea mai stabilă, persoana care i-a dăruit cel mai mare nivel de afectivitate, de stabilitate emoțională și mentală, chiar aud. O persoană, ești o persoană care hrănește relația, are grijă de relația cu persoana iubită. Ești o persoană ca loială. O persoană care știe ce vrea și când a ales persoana dragă, nu mai vede și nu mai aude nimic altceva, își dăruiește întreaga atenție și concentrare pe înflorirea relației. A înțeles acum că, de fapt, dintre toate aceste opțiuni, de fapt, tu erai cea mai potrivită pentru persoana ta dragă. Ești persoana cu care se vede împărțind împărăția, cum s-ar spune, da? Împărăția fiind viața voastră împreună. Ești persoana cu care și-a dat seama că se vede, chiar se vede împărțind viața întreagă, da? Alături. Această carte dorește să-ți transmită ție că tu ți-ai cam pierdut pasiunea. Tu ți-ai cam pierdut pasiunea pentru această persoană dragă din trecut. Încă ai sentimente calde pentru această persoană, deși te-a dezamăgit profund. Am văzut 3.11 în momentul acela, o confirmare din partea îngerilor că te-a dezamăgit persoana dragă. Și, da, deși te-a dezamăgit profund, tu încă menții acolo undeva, într-un colțișor, ceva sentimente calde, binevoitoare pentru această persoană. În niciun caz nu-i porți resentimente. Asta e ce simt. Însă, nu mai ești atât de atrasă de această persoană, de o reluare a relației. Să vedem și cine și cu ce intenții vine către tine. Cine cam simt persoana ta din trecut, dar cu ce intenții? Nu prea este sigură, asta e ce aud, nu prea este sigură persoana ta dragă cu ce intenții să vină. Da, se află într-o nesiguranță, într-o stare de instabilitate, nu se simte stabilă. Nici financiar și nici, de fapt, în niciun plan al vieții sale. Nu se simte nici stabilă, nici prosperă. Se simte într-un declin în viața sa. Și da, mesajul e întărit, acela care mi-a venit în timp ce amestecam cărțile, mesajul că nu prea știe cu ce intenții să vină, pentru că
simte această puternică instabilitate și emoțională și mentală și fizică, nu se fizic, am văzut 0101. Fizic nu se simte foarte bine această persoană și nici din punct de vedere material. Așadar, nu știe cu ce intenții să vină pentru că nu simte că are neapărat ceva ce să-ți ofere. Iar voi comunicați, aud mult la nivel telepatic și așa cum și tu îi simți energia, așa și persoana ta simte energia ta, aceasta de care am vorbit, că te-ai detașat, că nu mai ai aceeași pasiune, aceeași dorință pentru această persoană. Că ești într-o perioadă stabilă din viața ta și persoana ta nici nu a reușit să se detașeze de toate opțiunile pe care le avea. Mai aud acum că aici sunt și multe legături karmice cu multe persoane în viața sa, iar aceste legături karmice sunt greu de eliberat, greu să se detașeze de ele, nu prea știe cum, de aceea și această resimțită instabilitate emoțională, mentală în interiorul persoanei tale dragi. Și să vedem și care este surpriza totuși, ce te ia pe neașteptate, ce te surprinde în următoarea perioadă. Dragă Scorpion, multe lucruri ar vrea să te surprindă, dar mai așteaptă. Asta e ce aud. Tot încercau să iasă cărți și se băgau la loc. Să vedem. Tragem noi așa, tragem de mesaj. Hai cu chiu cu vai să vedem ce surpriză iese de aici. Cu chiu cu vai, da. Cu chiu cu vai iese copacul vieții. Asta este ce simte că ești tu și ai putea fi tu și chiar ai și fost tu în viața sa, persoana ta. Ai fost copacul vieții, ai fost ce îi dădea putere, ce îi dădea speranță, ce făcea să se simtă, îi dădea stabilitate, multe lucruri. Ai fost ca un copac al vieții, strălucitor, rezistent, înfloritor. Ai fost și ești. Și de ce cu greu? Pentru că își dorește să redevii în viața sa, să redevii în viața sa acest copac al vieții sale, dar înțelege, simte și înțelege mental vorbind și simte la nivel intuitiv, interior, simte că mai greu, mai greu, mai greu sau dacă va fi posibil. De aceea și această stare de instabilitate, stare de provocări fizice, în plan fizic, depresie, stări depresive, anxietate, neliniști, insomnii sau doarme foarte puțin. Acestea au fost mesajele pentru voi, dragii mei scorpioni. Eu vă doresc din tot sufletul să aveți parte de cât mai mult bine în următoarea perioadă. Se pare energia ta este înfloritoare, este prosperă, ești într-o energie magnetică. Împărăteasa din tarot este una dintre cele mai magnetice, dacă nu chiar cea mai magnetică energie. Magnetic în sens că atrage, atrage prosperitate, atrage binele.
Da? Tu ești în această energie, așadar îți doresc, chiar dacă mesajele poate nu au fost așa de luminoase, să zicem, eu îți doresc multă lumină, seninătate, liniște interioară și prosperitate în viața ta, din tot sufletul. Dacă vă doriți să lucrați în mod personalizat împreună cu mine și cu ghizii noștri spirituali într-o ședință de consiliere intuitivă individualizată, găsiți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc!